Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. O să continui și etalările cu zodiile. Vă rog frumos să aveți un pic de înțelegere și luna aceasta cu mine. Etalare la alegere pentru portalul 10 a 10. Sper să fac și pentru lună plină. Dar ieri am fost într-o călătorie și am venit, am ajuns acasă, am stat un pic întins, în pace, am adormit instantaneu. Până la ora 3 noaptea, când s-a întâmplat ceva, 3 și ceva. Nu știu. Voi ați avut vise ciudate azi noapte? Momente în care v-ați trezit așa cu niște... Bine, nu vreau să povestesc, dar... Voi ce ați visat? Sau cum v-ați simțit azi noapte? În fine, haideți, aveți de ales între numărul 1, Before Tarot, numărul 2, Tarotul, și numărul 3, After Tarot. Deci înainte, după și acum. În fine, dar sunt trei numere. Fine, nu știu ce îmi vin răspunsuri obraznice. Deci, am amestecat cărțile, o să, la unul dintre ele, cred că, da, nu știu, la care dintre ele, deja au venit niște mesaje, dar ele sunt deja amestecate, voi vă alegeți, vă puneți pauze eventual, puteți să vă alegeți după număr sau, ia să vă mai arăt încă o dată, yes! Hai, stai! Cam asta e atmosfera. Interesant că aici nu sunt suflete perechi, este magicianul. Ok. Am râs în timp ce am amestecat cărțile, că am văzut niște chestiuni. Hai, înainte de toate, numărul 1, să vedem pe unde sunteți. Cu ocazia acestui portal. Wow! Încet! Dar sigur, 12 este și numărul spânzuratului. Încet, dar sigur, găsiți o nouă viziune. Ups! Aveți de făcut o alegere. Making a choice. Dar a venit invers, interesant. 2 și cu 1, vedeți? 3. 3 ține de împărăteasă, de abundență. Dar deocamdată sunteți în faza 0. Am zis, a energia spânzuratului, în care unii dintre voi încet și sigur. Trebuie să aveți o revelație. Apropo de vise, că tot am vorbit de vise, de revelații mai devreme. A, și am uitat să transmit mesajul colectiv. În fine. Acum, hai să vi-l transmit și vouă și sper să nu uiți să-l transmit și la ceilalți. Mesajul colectiv era că pentru toți cei care ascultați această etalare și pentru mai mulți care nu ascultați această etalare, ne cam pregătim să intrăm în Uniune. Că ați ales un set de cărți cu suflete perechi. Ne cam pregătim să intrăm în Uniune, dar mai întâi de toate trebuie să intrăm în Uniune și să ne echilibrăm în noi înșine. 10 de vârfe sugerează că ne eliberăm de niște situații în care ne-am consumat, ne-am ars aripile sau v-ați ars aripile, sau mai mult, mai puțin fiecare, a fost un consum de energie. Acesta parte din etalarea colectivă și încă un mesaj. A apărut 15, diavolul și 4 de apă. Aici arată altfel. Aș spune că cineva conștientizează granițele. Oh, opa, cineva vrea să iasă din închisoare. Da. Își conștientizează greșelile, adicțiile. Își dă seama că a falsat, ar fi foarte frumos. Apropo de uniune, de echilibru în noi, în voi, da, cineva se simte epuizat, nu? Da, iar 10 de bâte, vedeți? 10. Sub presiune, presat de multe chestii, în primul rând de trecutul său. Posibil, de felul cum a făcut banii, de felul în care și-a gândit stabilitatea și echilibru fizic. În fine. Mesaje la nivel colectiv. Sper să-mi aduc aminte să vorbesc despre ele și la numărul 2. Asta e. Acușica. Continuăm cu voi. 12. Încet. Ieșiți din scoică. Poate aveți planete în semne de apă. Planete. Poate să fie Lună. Poate să fie Venus. Rac, în mod special. Dar poate să fie și Pești și Scorpion.
Și 12 în sine este vibrație de apă ca și casă, casă foarte subtilă. Dar trecând peste asta, interesant ce mai simt. Trebuie să învățați să vă ascultați intuiția unii dintre voi ca să puteți să faceți alegerile acelea minunate care vă duc către dragoste, către abundență. Deci în această perioadă, la acest portal, pentru că este 10 și 10, numărul roții norocului, 10 și 10, 20, da? Energia trebuie să se schimbe ca să mergem înspre renaștere. Iar să nu uiți să spun asta și la celelalte numere. Să nu ne mai judecăm, să nu judecăm pe alții, ci să raționăm, să gândim și să alegem corect. Apropo de portal, încă n-ați trecut prin el. Probabil că la voi mișcarea este mai înceată. Unii sunt, e ca și când treci printr-un, cu mașina, printr-un pasaj. Unii au o viteză, 40 la oră, alții 60, alții 80, înțelegeți, da? Comparația. Pentru unii dintre voi sunteți o lecuță mai înceți din niște motive. Iar trei. Dar în momentul în care veți alege, veți merge către visurile voastre, veți manifesta cele mai frumoase și unice și aparent irealiste visuri, că așa sunt. Visurile pare irealiste, dar majoritatea se pot materializa într-o anumită formă. Hai să mai vedem. Numărul 1. Mesaje pentru numărul 1. Cu ocazia acestui portal 10-a, 10-a, 8-a. Uite. A zis că sunteți foarte raționali. Patru de monede și regele de spate. Ori ați avut de-a face cu un personaj foarte strict care a ținut de bani. A vrut să vă controleze mental într-o anumită formă. Și aici este 12, numărul spânzuratului. Eu citesc și din punct de vedere numerologic și al tarotului, chiar dacă sunt oracole. Încet și sigur începe să vedeți adevărul, ar spune. Regele de spade aduce adevărul, dar în anumite variante... Poate să fie și o figură foarte glacială sau lipsită de emoții, concentrată doar pe control, pe control financiar. Bărbat, femeie, nu știu cu cine ați avut de-a face, dar ați avut de-a face. Ia uite, asta iar a revenit, că tot am vorbit mai devreme. Ați avut de-a face, poate încă mai aveți de-a face cu un personaj care... A vrut să aibă bani? N-a vrut să împărtășească? Foarte zgârcit. Sau zgârcită. Poate ați avut și comunicare rigidă, pentru că 3 apare ca și... ați văzut. 3, 3, 3. Și ar trebui să faceți o alegere. Regele de spade este bun strateg și bun gânditor. Da? Dar iar... Dați-vă șansa la a vă conecta și la alte surse de inspirație, nu doar rațiunea, nu doar dovezile, faptele, dovezile, practice, logice. Ascultați-vă și intuiția unii dintre voi. Că și intuiția și visurile vă spun foarte multe. Primiți mesaje și prin muzică, și prin tarot, și prin, comunicarea cu cineva. Vorbești pe stradă, și cineva zice o chestie și wow! Ce idee. Da, vedeți? Aveți două uși, două ferestre, două case, două potențiale, poate chiar doi oameni. Dar voi încă sunteți aici pe acest drum. Trebuie să ajungeți, mai aveți un pic... Până ajungeți la intersecția asta și atunci va fi decizia finală, aș spune. Una din alegeri vă va crește spiritual într-un mod miraculos, aș spune.
Dar iar, trebuie să vedeți dincolo de iluzia acestei situații în care ați fost ținuți ca ca într-o închisoare. Sfori. Poate cineva v-a acuzat de una de alta și trebuie să vedeți dincolo de iluzie că există ce? Experiență. Ea este o experiență prin care ați trecut și vă va aduce înțelepciune, dar experiența asta ține și de 3 de băte, de speranță. Învățați să sperați și să, ia uite ce frumos, să visați, apropo de, da, să visați. Probabil vreți să visați, sau nu, că visați că veți călători către cineva. Dar înainte de asta, trebuie să învățați, apropo de experiență, că această lecție prin care ați trecut unii dintre voi, lecție, relație, ce-o fi fost, legată de bani, de control mental și care e lecția principală? Că am zis mai devreme, mai acum câteva zile cu tăierea stringurilor, de autonomie mentală, asta aveți de învățat. Autonomie mentală, că de-aia au venit deciziile invers. Trebuie să învățați să vă curățați energetic. Și iar ascultați prezentarea cu tăierea stringurilor și eliberările. O parte și mai am niște videoclipuri acolo atașate și la sfârșitul videoclipului și sub video. Da? Trebuie să vă curățați, să vă ascultați intuiția, apropo de ce am zis, nu doar rațiunea. Rațiunea vă arată dovezi după dovezi după dovezi după dovezi. Și probabil tot ați negat. Și acum vedeți dincolo de această iluzie și vă dați seama cum v-ați, interesant, cum v-ați închis singur sau singure oportunitățile. Vedeți, acest personaj este între două ziduri care stau să crape ca și când ar fi un vulcan în voi. Simțiți că în curând nu mai rezistați. În momentul în care vă conectați la intuiție, la visul, iar aveți fluture, transformare mentală, psihe se transformă. Și trei de bâte ține de expansiune. Tot semn de foc ca și spirit interior. Nu vorbesc de zodic, aveți de-a face cu zodic. Nu, e vorbesc de voi. Acum. Dar, ca să ajungeți la această expansiune, trebuie să treceți un pic și prin apele voastre. Să vă calmați apele, să vă detașați. Și nu doar să vă detașați, să vă eliberați de această influență. Cineva a vrut să vă controleze, se vede. Da? Și una din metodele prin care vă liniștiți și vă detașați este și visul. Nu este evadare, este proiectare într-un viitor, aș spune. În care veți călători și vă veți, aș spune, ia uite, vă veți elibera de stres, de minciunile care vi s-au spus, de toată nebunia prin care ați trecut și intrați într-o nouă, apropo, interesant de și nici n-am scos cărțile, de nouă existență, magicianul și iar 12. Spânzuratul sau, aici este o nouă viziune, a zis că sunteți, ia uitați, nu seamănă cu 10 de bâte? Ia uitați, jos la pământ, unii, ați fost, sunteți pe cale. Mai aveți, nu știu ceva, mai aveți ceva acolo, câțiva pași. Hai să le pun în ordine. Unor mai citim și așa, nu? Mai citim și așa. La capătul setului de cărți. Și încă n-am scos toate cărțile. Numărul 1, hai să mai vedem. Încet și sigur vă găsiți și controlul mental și autonomia mentală. Interesant, 33. Iar 3, iar comunicare și la capătul setului de cărți 36. Transformarea asta intensă. Cruce, 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 cruce. Nu mai vreau să am de-a face cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Pentru că sunt mai multe planuri. Poate chiar mai multe influențe. Unii dintre voi poate vreți să vă așezați cu ancora și cu 17 care arată barză, reprezintă o barză. În acest moment, deși citesc adesea cartea altfel, în acest moment, afară de eliberare, și pentru că este o pasăre migratoare, da? Călătorește. Mult. Afară de eliberare, pentru că e 17 steaua vindecare, care ține de o
de practici de vindecare pe termen lung, de eliberare pe termen lung, ce vreau să zic, că unii dintre voi vă gândiți și la un copil sau vreți să vă așezați undeva la casa voastră, poate, da? Vă gândiți, interesant, poate scrieți, faceți afirmații, intenții, și să aveți un copil eventual. Dar pentru asta trebuie să vă transformați radical viața. 33 să fie ceva important. 33 e număr maestru. Ține de dragoste 6, da? Îndrăgostiții. Dar și de comunicare. Comunicare cu cei din trecut pe care învățați să-i țineți la distanță eventual, de care vă eliberați, comunicare cu voi, apropo de intenții, da? Pentru că trebuie să știm și cum să comunicăm cu noi. Și cu universul, cum să manifestăm. Și apoi comunicare cu relațiile viitoare. Sau o anumită relație. Aici este cheia în comunicare și în dragoste și în echilibru. Pe care probabil unii dintre voi nu l-ați experimentat până acum din cauza problemelor financiare sau a avariției a voastră sau a, nu cred că cei care mă ascultă sunt așa, sau dacă ați fi fost vreodată sub o anumită influență, sunt convinsă că v-ați schimbat. Poate că mai sunt anumite aspecte, frica de, eu știu, frica de sărăcie și ați învățat să puneți deoparte, dar una e să pui deoparte și alta e să manifesti abundență. E o mare, mare diferență. Ia uite, în timp ce vorbesc, dragostea. Iar probabil că trebuie să alegeți unii dintre o relație karmică bazată pe falsă stabilitate, pe bani, și o relație divină în care manifestați dragoste și abundență, că 3 înseamnă părăteasă, abundență. Numărul 1. Spre asta mergeți. Aș spune spre un anume tip de echilibru. Nu știu în cât timp ați ajunge acolo, cine știe prin câte portaluri trebuie să treceți. E ca și când, știți cum e cu, spre ce mergem, unde te duci când ești din casă? Aș vrea să merg până la București, dar între timp mai trec pe la benzină să-mi încarc mașina cu motorină sau așa, benzinărie, da? Mai mă duc prin piață să am și o sticlă cu apă, ceva pe drum, eventual dacă te duci într-o vistă să te duci cu niște flori, chestii de genul ăsta. Te mai oprești în anumite locuri până ajungi acolo. Cam așa văd eu acum. Și aveți de ales la un moment dat. Sunteți pe cale. Cât pe ce? Cât pe ce? Am senzația că unii aproape că ați ales, dar trebuie să... 5 de bâte. Aș spune că trebuie să vă zbateți. Trebuie să vă luptați între două energii, aceasta negativă și aceasta pozitivă. Trebuie să vă luptați pentru această dragoste. Trebuie să vă luptați pentru acest echilibru. 5, 4, 5 și 6. Pentru că nu e chiar așa ușor. Posibil personajele pe care le veți lăsa în urmă, în urma acestei decizii și acestei noi călătorii, să zic, a vieții voastre sau noului echilibru, noi iubiri, da? Vor fi oameni care vor fi invidioși. La capătul setului de cărți, healing, vindecare. 11. Probabil prin noiembrie veți simți un anume tip de eliberare, de vindecare. Oh, ce frumos! Și în primul rând, da, veți simți că sunteți binecuvântați. Veți simți. Ori că destinul v-a adus... Wow, ce frumos! Că destinul v-a aduce în viață un personaj care vă iubește și nu se uită la bani, nu vrea să vă controleze. Aici este destinul, dragoste. Cineva vă aduce dragoste, iau de asta, cineva vă aduce dragoste. Într-un anume fel. Dar mai simt un mesaj. În momentul în care vă veți vindeca și veți vedea că sunteți binecuvântați, că nu sunteți singuri, da? Că nu trebuie să vă fie frică nici de sărăcie, nici de controlul altora, veți simți cum destinul, apropo de roata norocului, se schimbă. Și interesant ce aveți, 5, 16.
16. A, numărul turnului. Într-un mod neașteptat se schimbă energia și destinul și veți primi, eventual, dragoste. Dar trebuie să învățați să vă iubiți. Și veți învăța să și oferiți. E o chestiune și de scriere. Iar apare scrie. Ia uite, să scrieți, drag. Scrie. Probabil trebuie să... Nu știu exact cum se va manifesta la voi. Scriere și dragoste. Poate voi trebuie să transmiteți cu trei țineți de mesaje, de comunicare, să transmiteți un mesaj de dragoste, să explicați cuiva. Poate altcineva vă va explica. Variază de la om la om. Dar... Ia să le pun așa aici. Uite. Oricum, trebuie să vă luptați. Poate în acest motiv deocamdată ieșiți încet și sigur, pentru că trebuie să vă organizați un pic intuiția. La capătul setului de cărți, da, apropo de alegeri, într-un anumit fel. Justiție. Trebuie să alegeți. Iar șase. Între a fi generos, a manifesta dragoste, înțelegere, ajutor față de ceilalți sau a fi zgârcit. Dar nu zic musai că voi sunteți zgârciți. Am zis, este cineva în viața voastră care probabil acționează, vă influențează, vrea controlul financiar, mental, are această atitudine și va trebui să alegeți. Vedeți voi că și acești oameni, nu știu, poate vi se pare ciudat că zic chestia asta. Mie nu-mi place când trec pe stradă și cerșetorii încep și să stai, cum au ei? Deci sunt practică manipulări mentale, control mental, ca să le dai bani. Pupățaș, mânuțele, domnișoară, coniță, să ai parte de noroc și fericire și bani și copii fericiți, așa, dă-mi și mie. Păi, crezi că binecuvântările de ele, binecuvântările tale am nevoie? Am altă legătură cu spiritualitatea, cu divinitatea. Binecuvântările mele vin oricum. Fără manipulările tale mentale. Înțelegeți? E o comparație, da? Dar, ce mai simt? Iar trebuie să vă echilibrați, că iar apare șase, și să alegeți între relații în care oamenii vă cer. Interesant? Și oamenii sunt ca voi dispuși să ofere. Eventual, dacă sunteți în acest loc în care sunteți dispuși să oferiți. Valetul de cupe, probabil este necesar să, sau cineva vrea să transmită niște scuze, voi, altcineva. Ah, ce interesant simt! Am zis, vine la destin. La un moment dat, în momentul în care începe să vă echilibrați, să fiți generoși, să nu mai vă fie teamă să împărtășiți din ceea ce aveți, dar să păstrați echilibru, cui dați, nu dați oricui, va veni o oportunitate, va veni dragostea. Ia uite, divinitatea vă pune dragostea în mână, în cupă, în suflet. Că am vorbit de destin. Ia uitați aici. Și am zis, are numărul 16 al turnului. Evenimente neașteptate. Într-un mod neașteptat vine cineva, ia uitați. Vă oferă, nu știu, părticică de suflet, de lumină, de dragoste. În momentul în care începe să vă vindecați și să vedeți că aveți o anumită protecție. Dar, la un moment dat, nu ați văzut, apropo de control și de acest mizer zgârcit. N-ați văzut. Cineva, iar control mental. Băi, de cum apare control mental? Ia uite aici, cineva. Mie îmi place că e îmbrăcată negru, e așa mai gotic, îmi place stilul gotic. Dar cineva v-a vrut în neștiință, necunoștință de cauză. Ce să nu știți? Care bani? Dar nu vrea să împărtășească, chiar o chestiune de bani. Probabil că la un moment dat acest personaj începe să se îngrijoreze. Să regrete. Și să simtă că, uite, n-a avut dragoste, n-a avut empatie. Ceva se întâmplă, va primi niște semne. Ia să vedem ce e aici.
Oh, dar se pare că acest blocaj mental se transformă. Cât de curând? Vă veți da seama că cineva încerca să vă manipuleze și vă veți vedea de drumul vostru. Lăsați apele tulburi și mergeți înspre ce? Înspre stea. Vedeți? Ia uitați-o. Înspre vindecare, spre o insulă de frumusețe. Iar șase, șase, da? Veți renunța la sacrificii. Ia uite, 12. Vedeți cum se... Iar 16. Extraordinar. Nu vine să cred. Turnul. Într-un mod neașteptat. Vă face această eliberare eventual într-un mod neașteptat. Vă veți da jos. Ia uite ce frumos. Eu acum simt că vă veți da jos această... Vedeți cum a fost și la 8 de spade? Orbire. Cineva v-a orbit, v-a aruncat. Poate ați avut de-a face cu un narcisist, narcisistă sau narcisiști. Oameni egoiști, în fine, dar asta e clar. Vă veți da seama că n-ați văzut ce trebuia. Cineva nu a vrut. Și veți merge către abundență, către un nou drum. Către un parteneriat, aici sunt două mâini, către un parteneriat, doi oameni care creează abundență și care împărtășesc, da? Nu un personaj care ține doar pentru el, ia? Poate să fie și un nou job. Multe transformări, dragii mei. Hai să vedem totuși cărțile. Multe transformări. Dar îmi place când folosesc mai multe seturi de cărți, cum se repetă numerele. Uneori chiar și imaginile. O dată, de două ori, de trei ori. Iar vedeți semnele. Începe să vedeți că cineva vă dărâmă cupele alea în care v-ați concentrat prea mult. Și la un moment dat veți vedea și sufletul pereche și oameni care vi se potrivesc. Deocamdată vă uitați la semne. Da, iar eliberare. Sunteți pe cale să vă eliberați. Marea prioritate, ascultați-vă intuiția. Au fost secrete, oamenii au ținut secrete. Ia uite și soarele trezire, ce frumos! Ce frumos! Ups! Ia. Regina de monede. Turnul. Ups! Și valetul de monede. Wow! Probabil acum mesajul pe care îl transmit este pentru cineva anume. Apare șarpele care oferă moneda, aceste regine de monede. Poate să fie o rudă sau poate să fie o energie feminină care s-a lăsat tentată financiar. Probabil cineva cu marcaj puternic în semn de pământ. Dar ce interesant, apare șarpele. Care șarpe? Reprezintă tentații. Apare șarpele și aici. Dar șarpele aici reprezintă vindecare, pentru că fiecare simbol are mai multe variante, depinde cum le folosim și în ce context. Nu știu cine a încercat să tenteze o femeie cu bani. Sau acea femeie s-a lăsat tentată. Interesant. De bani și nu doar de bani, de sex pentru bani cu șarpele, simbol falic, dar sex pentru bani. Sau relații sexuale pentru stabilitate financiară, dar tot aia e.
într-o anumită... Dar turnul apare ca o trezire. Stăteați foarte bine în acea relație. Și voi și cealaltă persoană. Aveați impresia că e sigur, apropo de bani. Aici era tentația pentru unii dintre voi. Aveați impresia că e o relație stabilă. Dar eventual, ori, v-ați dat seama că degeaba ai bani dacă n-ai dragoste, apropo de șase, ori v-ați dat seama că cineva, ce simt, cineva v-a înșelat? Am zis, șarpele înseamnă nu doar tentații financiare, pot să fie și tentații sexuale. Și turnul aduce mai devreme sau mai târziu schimbare de situație, răsturnare. Și chiar dacă veți pierde niște bani, veți găsi soluții cum să generați noi proiecte, da? Să generați abundență. Dar la capătul setului de cărți, da, o veți lua de la zero. Chiar dacă pare o nebunie, o veți lua de la 0, da? 12, 0. 12 a 12-a zodie și apoi iar berbec, să zicem. O veți lua de la 0. Pentru asta trebuie să dezvoltați încredere, să vă luptați și veți avea parte de abundență. Iar 3, iar împărăteasă, eventual cu alt personaj. Eventual cu alt personaj. Iar e o tentație în viața cuiva. Hai să mai vedem. Regina de monede. Clarificăm regina de monede. Te rog frumos. Că am văzut că a fost 8 de spade dați în urmă, în care ați fost blocați mental. Poate v-am zis, cineva v-a dat impresia că sunteți stabil, că doar ca să vă aibă din punct de vedere sexual sau invers. Bine, și cuvintele. Trei. Șase de cupe, cineva din trecut. Ia, turnul. Ia uite. Și justiția, ia uitați, patru. Deci, patru de monede apare de două ori, iar un personaj, gen împăratul, cu control, cineva vrea să controleze. O echipă. Niște oameni. A avut pretenții să primească bani de la alții. Și să spună, vai ce bogat, bogată sunt, când de fapt ei nu făceau mare lucru, doar primeau. Și se gândeau doar la bani, interesant. Aici este trezirea. Dar apare și justiția. E o chestiune de contracte. Poate să fie și o căsătorie și, da, ia uite, și regele de bâte. Dar căsătorie și apare sexualitatea într-o anumită formă, regele de bâte. Eventual, vă veți da seama cum cineva v-a manipulat emoțional și sexual și veți alege o altă persoană care vă trezește. Și poate, pentru unii dintre voi, cu acea persoană veți avea un copil. Poate, nu obligatoriu, dar poate. Ia uite, intrați în autoritate mentală, regele de spade, altele rege de spade care încă n-are cuvântul, dar va avea cât de curând. Aici este trezirea. Și nu vorbesc de rege ca masculin musai, e o energie mentală a unora dintre voi. După ce ați experimentat un anume tip de control din partea altora, vă veți trezi. Valetul de monede. Upsa! Șapte de bute. Ce mai simt? Ah, ce frumos! Vai, ce frumos! Da, îmi confirmă ce simt.
Va fi acest turn, această separare, că am văzut și justiția, această trezire. Vă va învăța pe unii dintre voi să ieșiți dintr-un anumit stil, eventual, de viață. Poate prea defensiv, cu 7 de bâte. Aici arată foarte defensiv 7 de bâte. Un personaj care, în loc, de-aia apare și 5 de bâte, trebuie să învățați să vă luptați. Nu să, te rog frumos, scuză-mă dacă te-am deranjat, aș vrea și eu să fac un proiect. E foarte defensiv. Namaste? Nu, nu poți să fii namaste cu toată lumea, da? Valetul de monede. Am unii dintre voi, dacă ați fost într-o căsătorie, probabil că ați fost defensiv pentru un copil. Că apare soarele. Copil. Și valetul este energie. Așa, ce mai simt? Această trezire va duce la o realitate, că de fapt voi n-ați lucrat în echipă. În acest moment eu așa văd, n-ați lucrat în echipă cu personajele cu care ați fost. Sau personajul care cu care ați fost v-a dat impresia că lucrează în echipă. Dar de fapt, unul s-a ocupat doar de cupa sa și între timp celălalt de mai multe cupe care, la un moment dat sau chiar acum, sau în viitor, vor aduce o stare de regret. Ce mai simt pentru unii dintre voi? Unde erau cărțile? Așa, cavaleri de monede. Așa erau. Stați un pic alunecă. Sunt folosite mai răruți. E mai drăguț. Nu, nu e drăguț, dar așa a fost să fie. Dar trebuie să vă luptați, măi. Nu să fiți defensivi. Dar înainte să mai clarific, mai vreau o carte. Veți învăța să mergeți către moneda voastră, către stabilitatea voastră, cu răbdare, slow and steady. Cavalerul de monede este cel mai încet, dar sigur. Veți învăța să vă luptați cu fiarele pământului, cu dușmanii, cu chiar cu acest personaj. Dacă la un moment dat ați fost, nu, că eu sunt mai mic, eu sunt mai tânăr. Ea e mai în vârstă, mai experimentată sau invers. Sau din cauza copilului, nu. Sau poate eu sunt mai tânără și ele mai în vârstă, iar nu mai contează genul, feminin sau masculin. Veți ieși, aș spune, din această atitudine și vă veți lupta pentru independența voastră. 9 de monede poate să și inspire. Pentru mine, 9 de monede poate să fie o persoană pe care o veți întâlni în acest proces de transformare și care vă va arăta. Va arăta că puteți. Dar pentru asta, iar, trebuie să vă înfruntați întunericul, fricile. Dar asta vă va aduce, ia uite, asul de cupe. Dragoste, dragoste față de voi, dați în urmă că am mai vorbit, reciprocitate și va trebui să luptați. Vor fi oameni geroși în momentul în care voi vă veți vindeca și veți atrage dragostea adevărată, vor fi oameni geroși în preajmă. Dar iar deciziile acestea, iar posibil să fie o relație la distanță pentru unii dintre voi, dar e fain, nu știu cât am vorbit, o grămadă am vorbit. Uite, hai să trec la numărul 2. O grămadă am vorbit, dar pare fain ce am descoperit. Am zis, încă mai aveți ceva de, nu întâmplător ați ales before, încă mai aveți ceva de rezolvat din trecut. Altfel nu ați fi ales aceste de cărți. Unde era? Așa. Hai să pun setul de cărți. Unde era? Okidoki, cei care ați ales numărul 2. Am vorbit mult la numărul 1, să vedem la numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, sunteți pregătiți, aveți toate resursele să manifestați ceva nou. Vă concentrați pe prezent și pe puterea voastră de manifestare.
Dar înainte să încep etalarea, între timp să și amestec cărțile, vreau să vă spun, puteți să ascultați un pic din primul număr ca să găsiți mesajul. La nivel colectiv a apărut 10 debute invers și uniune. Uniunea care înseamnă întâlnirea cu sufletul pe ureche, flacăra geamănă, dar ca să se întâmple această uniune, trebuie să vă echilibrați, să ne echilibrăm în noi înșine. Uniunea începe în noi, masculin și feminin, yin și yang, tai chi, echilibru, da? Echilibru începe în noi în momentul în care știm să gestionăm energia, apropo de chi. Și în timp ce vorbesc apare master. Osho? Nu neapărat. Poate să fie și Rumi. Dar, ia uite, steluțe. Primiți informații, magicianul. Lei lună plină. Primiți informații foarte prețioase. Și curg prin voi aceste... Uah, ce frumos mesaj! Curg prin voi aceste informații. Wow. Așa, spuneam că apăruse uniunea și 10 debute invers, care în aceste de cărți pe care le amestec acum... apare sub forma unui personaj cu aripi de foc, dar a venit invers. De ce de foc? Din multe puncte de vedere, dar mesajul a fost că cei care au fost în relații karmice de orice natură, în care v-ați consumat energia, v-ați ars aripile, aripile care ne ridică deasupra multor situații, care ne dau încredere, care ne fac ne aduc mai aproape de divinitate într-o anumită formă, de nori, de alte dimensiuni, da? Acele aripi, speranțele, puterea de a zbura, de a anticipa, de a gândi în viitor, au fost arse pentru mulți în relațiile karmice. Dar faptul că a venit invers, din punctul meu de vedere, a spune că este o eliberare. La un moment dat, din... Da, uite, interesant, e o chestiune care ține de... Pentru unii dintre voi, probabil, plângeți un aspect care ține de maternitate într-o anumită formă. Vă gândiți la un suflet pereche, dacă v-a sărutat, exprobat, poate că deja v-a sărutat cu un personaj care vă va aduce lumină doar prin sărut și prin atingere. O trezire, într-un anume fel. Dar, încercați să vă concentrați pe gândurile pozitive și asta e minunat. Și 5, pentru că 5 înseamnă schimbare, vă rugați să vă eliberați, să schimbați niște regrete referitor la o mamă, la felul în care ați manifestat stabilitatea, maternitatea, energia feminină din voi, orice ați fi, sau la soția voastră, mama copiilor, dar mai vedem, stați că încă deocamdată doar amestec. Am spus că așa mai era un set de cărți pe care îl foloseam. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Setul de cărți. Ah, nu, acesta, da. Setul acesta de cărți a venit Diavolul 15. În acest set de cărți este un leu îmbrăcat în haină de miel. Și la capătul setului de cărți, dacă dați în urmă, era iar 10 de băte, o stare de epuizare. Cu alte cuvinte, eliberarea de energiile toxice, puteți să ascultați interpretarea de la început, eliberarea de karmă, de energiile toxice, de adicții, de falsitate și recâștigarea speranței, eliberarea de constrângeri și descoperirea sau... Da, unei dorințe de expansiune. De orice natură ar fi această expansiune. Oare cu ce am început atunci? Cu ce se de cărți am început? Am început cu... Cu ce am început? Cu acesta. Numărul. Ia uite, metamorfoză. Wow, ce energie puternică. Să nu uităm că sunt doi flamingo. Transformarea voastră aduce și transformarea flăcării voastre gemene. Asta ca să știți. Unde sunteți cu ocazia acestui portal 10 a 10? Să sperăm că avem parte de o etalare superbă, așa cum presim. Nu știu, așa simt că va fi fain. Ia uite. Spark! Interesant!
asta a apărut și la numărul 1, tot aici, la capătul setului de cărți. Dar, wow, 1, apropo de magician, ce-mi place, și 7. Da, 7 spark. 7 faeton. Trebuie să alegeți, să mergeți înainte, înspre vindecare. Apropo de steluțe. Aveți mulți ghiși. Oh, ce frumos. Going with the flow. Trebuie să mergeți. Ah, treceți printr-un moment. Vai, dar ce cărți puternice. Marele preot. Luna. 4 de bâte. Oh. Învățați să vă creați. Am zis magicianul. Învățați să vă creați viața. Vă eliberați de... Vocea interioară vă spune că e cazul să vă eliberați de trecut. Și mergeți într-un mod foarte creativ într-o nouă direcție, care vă va aduce încredere în voi, relații în care se va manifesta stabilitate, participare, coparticipare, colaborare, da? Poate chiar flacăra voastră geamănă. Și relații în care nu vă veți mai zbate, lucrurile vor merge mult mai ușor, de la sine. De la sine. Însă în acest moment simt că aveți o spark, scântei, steluțe, un download, o descărcare de informații, inspirație, poate chiar și vindecare într-un anume fel. Unii învățați ritualuri de protecție și aceste ritualuri de protecție și de liberare de trecut vă vor ajuta să vă reconectați la, apropo, la alte surse înalte de informare și la ADN-ul vostru spiritual. Veți învăța să manifestați, iaute, unul și unul, să manifestați abundență, creativitate, ce văd? Ce mi-atrage atenția? Stabilitate? La 2 fără 10, nu știu, 2 și 10. Dați 2 și 10. A, nu, la 10 și... A, extraordinar! Băi, deci acum e ziceam 2 fără 10, dar poate să fie altfel. Mai, deci nu se poate, da? 10 și 10. 10 a 10, portalul de 10, despre care vorbesc acum. Se întâmplă. Un anume tip de magie, că unul e magician, un anume tip de magie. Am zis, primiți informații, nu doar prin acest etalare, sper că și eu. Iau-te, pline de foc, de pasiune, de dragoste. Poate cineva va, de la drum, de la distanță, vrea să vină sau voi vreți să călătoriți înspre ei. Cum un anume tip de călătorie sau să luați o decizie să mergeți înspre comunicare, să comunicați dragostea, pasiunea față de cineva. Nu mă stai prin muzică, poate că cineva cântă, poate că la această exprimare a voastră știți că trebuie să adăugați un pic de muzică, nu știu, în planul secund, în timp ce vorbiți, să ascultați niște melodie. Uite, a, ce melodie este, sau vreau să-ți dedic melodie cu tare, știți? Dar nu obligatoriu. Ce mai simt? Portalul către care mergeți acum, sau mai bine zis poziția, vă va duce către un personaj care va comunica cu dragoste, cu pasiune și va aduce scântei, inspirație, iubire în viața altora. Asta poate să fie și peste câțiva ani de zile. Dar dacă e să fiți un soi de motivational speaker, la capătul setului de cărți, Field of Dreams, Goblins. Ah, ce frumos! Măi, vă întâlniți cu flacăra geamănă. Iar, come together. Movement, iar, apropo de mișcare. Cineva vrea să vă salveze sau poate voi vreți să salvați pe cineva. Iar, clar. Iar o chestiune de călătorie, de zbor. Ori voi așteptați pe cineva, ori cineva vă așteaptă. Poate să fie și voi știți despre cine e vorba. E o chestiune de distanță, de călătorie la distanță, dar 5. Spiritele vă ajută. Aș spune să ieșiți din acest întuneric. Să mergeți către lumină.
Și noaptea, și dacă e noapte, aveți ghidaj divin. Și dacă treceți, am văzut, uitați-l aici, da? Chiar dacă treceți printr-un punct foarte special, aparent întunecos, este genul de Big Bang, după care apare explozia. N-a apărut turnul, dar cred că o să apară la un moment dat. Explozia, lumina. Trebuie să vă lăsați purtați. Și prin noapte și prin zi să vă lăsați un pic purtați. Asta face parte dintr-o capacitate de manifestare mai specială, aș spune. Da, să vă ascultați intuiția. Și nu doar să vă ascultați intuiția, să aveți încredere că apele voastre și energiile în care vă scăldați vă duc înspre ce este pentru voi. Dar aveți ghidaj. Aveți ghidaj. Ce mi-atrage atenția? Pana de pământ și vreau să vă arăt și voi. Ia să vă pun. Am și eu. Le ador. Pentru voi dedicație. Pana de pământ. Mi-atrage acum atenția în timp ce amestecam cărțile. Să le pun așa, ăsta, ăsta, nu știu dacă ăsta. Opa, așa. Hai, stai frumos pentru numărul 2. Vă rugăm frumos. Așa, pentru numărul 2. Pana de păun. Pentru mine înseamnă regalitate, noblețe. Ori un personaj vine de la distanță și începe ceva nou, un personaj nobil sau dintr-o familie nobilă, ori voi vă găsiți, opa, apropo de ADN-ul vostru. Și nu vorbesc de cel acesta, familia din care veniți acum. Nu musai, deși pentru unii poate să fie a voastră sau a personajului care vine, că este un 1, dar aș spune că e vorba de ADN-ul vostru. Este un ADN regal. Apropo de unul de manifestori, veți primi informații că ați mai fost în alte reîncarnări, în anumite poziții foarte importante. Și acolo ați câștigat iar un anume grad de masterat, de înțelepciune, pe care trebuie să-l oferiți în continuare. Mesaje pentru numărul 2. Dați-mi timp să amestec cărțile, aș putea să le trag eu, dar hai să vedem totuși. Numărul 2, mesaje. 10-a 10-a, portalul 10-a 10-a, Da, iar schimbarea aceasta va veni într-un mod foarte rapid. Ce mai mi-apare, mai mă ghidează acum iepurele. Iepurele care sare, veți sări dintr-o poziție într-alta. Magiciene, apropo de magie. Acuie, acunuie. Sau ceva de genul. Acuie, cristalul acunuie. Glumesc un pic. Veți sări dintr-o situație, într-o altă situație foarte... Ia uite, 2, 21. 1 se repetă și 2 iar apare. 2, 2 și 1. Manifestați noroc, în primul rând, cu trifoiul. Manifestați noroc. Și apoi abundență. Da, ați trecut... Aș spune invers. 2, 1 și 2. Doi în acest moment, cu acești munți, îl văd ca pe o doi de monede, doi de spade, marea preoteasă, secrete, situații în care a trebuit să alegeți, să alegeți, să alegeți ca să ajungeți la unul, la voi, să vă regăsiți. Și odată ce manifestați această reîntâlnire cu voi, aș spune... Interesant, cu 2-2 înseamnă alegeri. Vă veți întâlni cu un personaj care vă aduce noroc sau care consideră că voi sunteți norocul lor. Iar o chestiune de distanță. 2-21-3. Deci, 1-1 se repetă, 2-2 se repetă, 3 iar se repetă. E o chestiune la distanță. Poate că ați manifestat-o. Iar apare 33-26. Ați manifestat-o prin scriere. O dragoste specială. Veți trăi și veți vedea.
Nu știu în cât timp se manifestă. Asta nu e etalare nici pe o lună, nici pe două. Ah, interesant, apropo de doi. Doi de monede. Unde s-a oprit setul de cărți? Aici, la doi de monede. Da, trebuie să alegeți. În acest moment, treceți, sau lăsați în urmă, aș spune. Lăsați în urmă niște situații emoționale. Poate aveți ales, da, între două persoane, ambele la distanță, unul mai aproape, sau o persoană mai aproape, una foarte departe, că e un vas mai aproape, unul mai îndepărtat. Ambele v-au adus un anume tip de tulburare emoțională pe care trebuie să o calmați. Ca să puteți să călătoriți ușor. Apropo, going with the flow. Lăsați lucrurile, vin, pleacă, vin, pleacă. Voi aveți lucruri foarte importante de făcut oricum. Sau poate cineva trebuie să aleagă. Dar eu vorbesc despre voi. Nu vorbim de ce fac alții, vorbim de ce faceți voi. Unii dintre voi aveți de lucrat ceva în zona copilăriei, de investit. Interesant. Într-un loc natal sau pe unde v-ați născut, dar ce mai simplu? Ah, ce frumos! Vai, ce frumos! Da. Și apoi știți că după ce faceți această împăcare și investiție în acel loc al copilăriei sau natal sau foarte cunoscut sau care vă aduce aminte de ceva din trecut, iar va fi o călătorie, nu mă așteptam să transmit așa ceva, dar va fi o călătorie a voastră sau a unei persoane, că am văzut și faetonul apare și